Bucurie am să vă transmit salutul meu, de bună revedere, stimați prieteni. Iată cu ocazia unei noi întâlniri, în atelierul de conversații. Venim astăzi, în cadrul acestei emisiuni, cu niște vești, zic eu, bune pentru cetățenii de generația a treia. Despre pensionare, evident, vom discuta și pentru că am realizat că cel mai bine ar fi ca dialogul să se realizeze în cadrul acestei ediții a emisiunii cu un director de instituție foarte strâns legată de activitatea, dacă putem spune așa, a pensionarilor și atunci ne-am propus să-l avem invitat pe domnul Marian Dumitru, directorul Casei Județene de Pensii din Giurgiu. Fiți binevenit, stimate domnule director. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, oricum cu mare plăcere voi fi alături de dumneavoastră și de spectatorii dumneavoastră. Spuneam că venim cu niște vești bune pentru pensionari, și uh, acestea constau în faptul că, zilele acestea, uh, cei care primesc pensii de stat își vor primi drepturile bănești, așa după cum ni s-a confirmat și cum ne va explica mai în amănunt stimatul nostru invitat. Până vineri inclusiv, deci în vinerea mare, se preconizează că toți cei în drept să-și primească pensia vor intra în posesia sumelor cuvenite. Cu amănunte, vă rog să veniți, stimate domnule director, pentru că eu am ascultat și vreau să ne confirmați o declarație la un post de televiziune chiar a ministrului muncii vis-a-vis de tematica aceasta. Da, este adevărat. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, alături de Casa Națională de Pensii Publice, au propus devansarea plăților cu pensiile pentru luna mai 2024 către Compania Națională Poșta Română și băncile comerciale cu care sunt încheiate convenții. În acest sens, s-a inițiat -o un proiect de hotărâre de guvern pentru plata tuturor pensiilor aferente lunii mai 2024 iar în perioada 29-30 a 4 -a 2024, casele teritoriale de pensii vor efectua viramente către Compania Națională Poștea Română și către băncile comerciale pentru a se distribui și alimenta conturile curente cu drepturile bănești până la sărbătorile pascale. La momentul de față, către Poșta Română, noi, Casa de Pensii Giurgiu, am reușit și am făcut toate viramentele. Astăzi, în cursul zilei de astăzi, chiar sau cel târziu mâine dimineață, vom avea ordine de plată și pentru băncile comerciale, astfel ca până cel târziu 2 sau 3 mai banii să ajungă la toți pensionarii, așa cum s-a dispus de către Minister și Casa Națională. Mai mult decât atât, vin și eu cu niște precizări, în sensul că sunt în posesia unor date din care vă pot spune: am văzut printre vecinii mei că factorii poștali și-au făcut apariția deja, încă de vineri, dacă zic da. bine, da, de vineri, pe la vecinii mei pensionari, bătându-le la ușă cu cuponul și bănuții. Acum, pentru că tot spuneam, de intervenția ministrului nostru de la muncă pe unul din posturile de televiziune naționale, Dumnezeu spunea că se fac eforturi de către poșta română, de către factorii Poștal, ca aceștia să lucreze mai mult în așa fel încât să se acopere în scurta perioadă toate traseele și toți pensionarii de să intre în posesia banilor. E puțin cam greu, zic eu, stimată domnule director, având în vedere că întâi și doi sunt declarate zile libere, am prins și sâmbăta și duminica aceasta, sâmbăta de dinainte și duminica florilor puțin în greu, adică i-a lipsit, i-a văduvit, ca să zic așa, pe factorii poștal de câteva zile de lucru, le-ar fi fost mai ușor. Probabil că așa este nițel mai greu. Vor prelungi programul, vor lucra probabil pe doi eventual, nu știu, e treaba Cu dumnealor. Cu siguranță acolo. vreau să, să știți că nici pentru Casa Națională de Pensii Publice și pentru casele teritoriale de pensii publice nu a fost o misiune ușoară, în sensul că trebuie să vă gândiți că a trebuit să se facă într-un timp foarte scurt toate taloanele de pensie, să le trimitem către poșta română. Plus de asta, deschideri de credite, viramente de la casele de pensii, dar ne-am mobilizat cu toții și știm și înțelegem că vin sărbătorile Pascale, și toți pensionarii trebuie să, să aibă strictul necesar în, în aceste zile într-o sărbătoare destul de importantă pentru, pentru noi români. Da, cea mai mare probabil, Liturgii vorbind, mă rog. Uh, mai am informația și vă prezint și pe aceasta, stimați privitor că cei care își primesc banii pe card vor intra, exact cum spuneam și dumnealor în posesia sumelor cuvenite. Iar numărul de unități bancare care au contracte, mă rog, în sensul acesta, sunt aproape 30, vreo 28, dacă am reținut eu. Da. Toate, însă, fiind uh, rugate, mă rog, prin anumite legături și convenții. Convenții între minister, casele de pensii județene, Casa Națională cu respectivele unități bancare, spre a se rezolva acest lucru. O nelămurire am acum și noastră, nu sunteți de vină, poate și eu sunt cârcotăș. Dacă. Ideea aceasta de la guvern venea măcar cu două trei zile mai înainte. Poate că era nu poate sigur era mai bine. Dar bine e că și așa nu rămân oamenii la Marea Sărbătoare fără bani. Da. Să uh, știți că o decizie de genul ăsta implică mai mulți factori și trebuie să Ministerul Muncii a trebuit să consulte și Ministerul de Finanțe bineînțeles S-a consultat într-o ședință de guvern cu domnul premier și, bineînțeles, s-a ajuns la această decizie, dar în urma unor analize foarte clare, Pentru că trebuie să găsiți și resursele financiare într-un timp de scurt. Pentru că toate taxele nu se plătesc într-o zi. Se plătesc și ele eșaluna, știți foarte bine, da, și ANAF-ul colectează banii la buget. Eșalonat, nu, nu, nu îi încasăm pe toți într-o zi. Și atunci trebuie să se facă niște calcule, să se stabilească exact de unde se atrag aceste surse, pentru că noi aveam tranșe, plăteam în tranșe aceste uh, sume de bani. La poște plăteam în trei tranșe, pe, la, la aproape două săptămâni viram și pentru bănci. Aceste sume de bani. Și atunci a trebuit să se facă un efort financiar, să găsească sursele și să le plătim pe toate în același timp. Că nu a fost ușor, și cred că decizia nu s-a putut lua așa după o zi pe alta. A trebuit să, m-am spus, în urma unor analize amănunțite, să se ia o decizie bună și să putem să ne ținem de promisiune. Da, e bine că lucrurile adică cel mai bine ar fi ca lucrurile să se rezolve așa cum s-a stabilit adică chiar dacă vin nițel mai târziu bănuții, dar vineri cum s-a uh, da. programat cel târziu să se termine cu distribuția acestor Cu siguranță sucuri. până vineri avem o asigură și din partea fapt, ține, ținem, ar... ținem legătura în fiecare zi cu Poșta Română atât eu cât și colegii mei din execuție Vă rog să mă credeți că nu este o muncă ușoară eu nu plec acasă până nu mă asigur că banii au ajuns în conturile oamenilor. Colegii mei nu pleacă acasă până nu ne asigurăm că au ajuns banii la poșta română sau la, la bancă. Deci în momentul în care știu sigur că au ajuns banii de la trezorie la bancă și știu că borderourile noastre sunt acolo, de acolo mă liniștesc eu și intervin colegii noștri din, din băncii de comerciale să-și facă treaba. Dar și vă dați seama că primesc telefoane în momentul în care nu au ajuns bani în conști. Știu sigur că banii au ajuns la banca respectivă, știu sigur că borderourile cu beneficiarii sunt acolo și tot primesc telefoane, oameni, n-au intrat bani în cont. și Atunci mai insistăm, mai dăm telefoane la banca respectivă să vedem ce s-a întâmplat. Mai sunt probleme tehnice, dar de obicei, așa cum am stabilit, m-am spus, există niște convenții încheiate, e o întreagă. De procedură de, de lucru, de, procedură de lucru, să zic așa, procedură de lucru în ceea ce privește plata pensiilor și atunci așa cum am convenit prin convenție, toți ne ținem de cuvânt, până la o anumită dată noi să facem plata, iar ei până la o anumită dată să distribuie banii în conturile beneficiarilor. Și atunci v am spus necesită și seriozitate din partea și a noastră și a colaboratorilor noștri din mediul privat. Stimate domnule director, mai în glumă, mai în serios, eu vreau să vă spun că mă declar astăzi cărcotașul de serviciu. Poate că și sunt, cel puțin azi. Poate că este și o misie noastră a jurnalistilor să mai fim cumva într-o anumită măsură cărcotaș și zic doar atâta ca să plec de la început cu o idee pozitivă. Să Dumnezeu ca toate lucrurile să fie bine așezate și până vineri, cum ziceam, toți pensionare să-și primească drepturile. Uh, dar vis-a-vis -vis de ce vă întrebam, faptul că se putea lua decizia asta un pic mai devreme, mi-aduc aminte că acum câțiva ani, cu prilejul 1 ianuarie, s-a întâmplat același lucru. Adică, nu același lucru, s-au gândit cumva că fiind zilele libere, 31, a fost un weekend prelungit, s-a prelungit, așa să zic, vacanța de sărbători și s-a intrat într-o situație conjunturală asemănătoare. Nu mai țin minte cum s-a rezolvat, îmi pare că și atunci s-au plătit puțin în avans. Ceea ce vreau să spun este că exista deja precedentul creat și atunci nu este vina dumneavoastră. Evident, la asta aplicați ceea ce vi se. Da. Nu, da. să știți că este. Uh, mecanismul primă... putea fi, cum să zic eu, uh, premeditat, ca să zic așa. Da. Uh, sunt de acord cu dumneavoastră până la un anumit moment. Este prima dată când se face o plată de genul ăsta noi în momentul de față a trebuit să plătim două luni într-o lună, pentru că noi am plătit luna da, aprilie. Luna aprilie la începutul acest, ei și la începutul ei și acum la sfârșitul lunii 29-30 să achităm toate pensiile pentru luna mai. Nu vă spun câte probleme avem în momentul de față. Că sunt situații în care poștașul merge și achită pensia și pe 30 și persoana a decedat și atunci pensia nu îi se cuvine și trebuie să recuperăm banii respectiv. Adică este o groază. Este prima dată când se plătește la modul acesta două pensii într-o într lună. De asta am spus că nu a fost o decizie ușoară și s-a luat, poate cu întârziere, cum spuneți dumneavoastră, dar s-a luat pentru a reuși să, să le dăm oamenilor pensiile de așa natură încât de sărbători să, să aibă bani. M-am uh, spus, este prima dată când plătim două luni într-o lună. Da, eu îmi exprim încă o dată, repetând un lucru, să-i da Dumnezeu ca totul să fie bine și toată lumea mulțumită. De altfel, când am spus că mă declar cărcotașul de serviciu, nu vreau să-mi imaginez ce se întâmplă cu un factor de răspundere nu vă scot nici pe noastră din ecuație, de la director de casă de pensii județeană până la Președinte, premier, dacă sau vreți, sau premier. să se întâmple ca undeva să iasă vreun scandal legat de faptul că s-a potignit pe undeva tot mecanismul ăsta și cineva rămâne nemulțumit. Doamne ferește să se întâmple așa și exact cum ziceam, în calitate de cârcotaș fie și provizoriu, n-aș vrea să fiu sub nicio formă în situația sau în pielea unuia care, unia dintre factorii de răspundere pe lanțul ăsta. Și este. Mergem pozitiv, așa cum am zis, și trecem la o altă parte a emisiunii. Sigur că mulți dintre cei care ne urmăresc, și sper că de data aceasta cel puțin seniorii să fie mai, în număr mai mare cei interesați să ne vadă, trebuie să vorbim și de ușoarele modificări legislative mai ușoare, mai în amănunt legate de calculul pensiei. Nu o să facem acum un calcul, că nici nu avem cum, practic, în mare se poate, dar trebuie ne trebuia și nouă niște logistică pe aici. Și dumneavoastră v-ați fi descurcat altfel în condițiile în care noi aveam totul pregătit. Subiectul mi-a fost inspirat cu puțin înainte de a intra în emisiune și n-aș vrea să trecem peste el. Nădăjduiesc că ne vom mai întâlni, mai ales că se face etapizat conform legii această mărire și recalculare de pensii, știm bine și dumneavoastră cei care ne urmăriți probabil ați aflat că 1 septembrie este o altă etapă în acest demers, Până atunci însă, haideți să venim cu niște amănunte legate de cum se calculează pensia, care sunt criteriile, cine va fi avantajat, ce trebuie ca să facă pensionarii vechi, dacă mai e cazul să aducă o adeverință, uitată, să zicem, la momentul în care și-a făcut dosarul și este util acum. Am anumite de genul ăsta aș vrea să ne subliniați. Cu siguranță, da. Uh, da, cum bine punctați dumneavoastră, în luna decembrie 2023 a fost promulgată o nouă lege a pensiilor, legea 360 pe 2023, legea pensiilor publice în sistemul public de pensii. Uh, această lege prevede faptul că trebuie să efectuăm o recalculare a tuturor pensiilor din sistemul public de pensii undeva la 1 septembrie 2024. Noi am început un proces greu și a nevoios de evaluarea tuturor dosarelor de pensie în vederea recalculării. Am început din 2021, septembrie 2021 și lucrăm la evaluarea acestor dosare de, de pensii. În momentul de față, ca să de pensii Giurgiu, un procent de 98% acest proces de evaluare l-a efectuat. Mai avem o procente, dar avem un termen limită pentru 1 iunie. Undeva după 1 iunie vom trece la procesul de recalculare. Acest proces de recalculare se va efectua la nivel central, la nivel de casă națională. Vom, se va aplica formula de, de calcul la nivel național după ce noi validăm toate dosarele în județ. Și ulterior vom primi de la, de la Casa Națională fișierele cu toate deciziile de pensie ale pensionarilor din județul nostru. Urmând ca noi trebuie să le verificăm, să le aprobăm și să le distribuim către, către beneficiari. Aceste decizii de, de pensie vor fi, da, recalculate și mă rog, un nou quantum sau, mă rog, în funcție de de specificul dosarului dacă au o creștere sau dacă nu au o menținere în plată cu ce, ce sunt la momentul respectiv. În mare parte, toți cei care au un număr mare de ani de, de muncă, au contribuit mai mult, cu siguranță vor avea de, de, câștigat, în sensul că vor primi niște puncte de stabilitate. La formula de calcul se ține în cont în mare parte de perioade contributive, strict de perioade contributive se Dau deoparte acele perioade necontributive, au un punctaj, dar nu primesc puncte de stabilitate pentru acele perioade necontributive. Și, bineînțeles, se va elimina acea inequitate vis-a-vis de indicele de corecție, în sensul că și punctajele pentru acele indice de corecție vor fi excluse din total punctaje și se va aplica noua formulă de calcul în sensul că se vor acorda acele puncte de stabilitate la total puncte pentru perioade contributive și se vor mulți cu valoarea punctului de pensie, adică cu 81 de lei. Rezultând un nou quantum al pensiei care va intra în plată de la 1 septembrie 2024. De reținut, pentru toți cei care poate își vor pune un semn de întrebare după ce discutăm noi acum că poate nu au un număr mare de ani de, de lucru și poate nici nu o să recrească pensia sau poate că din calcul o să reasă o pensie mai mică. Legislația prevede că dacă, după aplicarea acestor recalculări și noi formule de calcul, este un cuantum mai mic al pensiei, vor rămâne în plată cu pensia pe care au avut-o înainte de recalculare, adică nu le, nu le va scădea pensia sub nicio formă, nu vor fi dezavantajate în sensul ăsta. Uh, un alt proiect de lege prevede faptul că cei care nu au foarte mulți ani, nu au nici stagiu minim de cotizare, că sunt situații da, în care... mai este proiect sau este deja lege? Este, este legi, lege. Este lege. Legea 360 din anul 2023, nu care va intra... Un proiect de lege și am fost într-o confuzie. Uh, nu, nu, nu. Este o altă prevedere în momentul de față, un proiect de lege la minister, ceea ce privește cei care, pe cei care nu au, uh, nou au stagiu minim de cotizare și au o pensie foarte mică, mă rog, și plus o indemnizație socială, după ce se va aproba acest proiect, dumneavoastră vor avea timp de gândire, în sensul că pot trece pentru o indemnizație socială care nu mai este plătită de Casa de Pensii se renunțe la pensia aceea, pentru că ei vor rămâne pe loc, în sensul că nu vor mai primi indexări pe viitor cei care nu au stagiul minim de cotizare de 15 ani. Și atunci au posibilitatea să opteze pentru acea indemnizație minimă socială și să renunțe ei la, are un la, la ora aceasta? aceasta... Uh, are un quantum, nu este plătit de casa de pensii, n-aș putea să vă spun exact dacă este cum este actualizată la momentul de față, dar ce au, ce au ei la noi în plată au indemnizații sociale de 1281 de lei, care din păcate, dacă nu au stagiul minim de cotizare, va fi plafonat și va rămâne cu această sumă pentru. Ce vroiam eu să vă întreb, și iertați-mă pentru întrerupere, dacă în cazul celor care au acel stagiu minim de cotizare de 15 ani se întâlnește situația aceasta? dacă au un stagiu minim de cotizare de 15, de 15 ani. ani. Sunt situații în care au, de exemplu, Potop, bineînțeles, gen... dacă au dacă sunt nu, sub. Dar ca și cuantum, pensia poate să fie circa 12 milioane vechi. Poate, poate, poate poate să fie. Dacă au avut venituri foarte mici și da, întotdeauna lucrau pe salariul minim pe economie, poate să fie undeva la pragul acesta de 1200, 1281 de lei. Și sunt situații de cum Oarecum colateral cu această problemă. De ce în cooperațiile meșteșugărești nu se beneficiază de niște lucruri pozitive? Se ia în calcul faptul că acea contribuție a fost plătită, probabil, de respectiva cooperativă, să zicem procent din cele realizate, adică se lucra în cooperație, în acord individual și se zicem băi, tu ca nu știu ce muncitor ești acolo, trebuie să realizezi pe secția ta valoarea asta. Ai realizat 60% din ea? Li s-au plătit la contributivitate tot 60% cât ai realizat? Bineînțeles, dacă nu ai realizat tocmai întotdeauna pe zona aceasta de cooperative, știu, sau de consum, Uh, aveam nevoie de o venință cu realizatorul ca să putem stabili dacă persoana respectivă și-a plătit la uh, suma înscrisă în, în carnet sau la, l-a realizat. Și dacă nu realiza 100%, nu puteam să-i luăm în calcul întreaga sumă. i luam procentul. Da, de aceea și am întrebat că am zis, e <coughs> există ca posibilitatea, cel puțin teoretică, ca da. un individ care iese la pensie din cooperație și a lucrat în astfel de condiții să se trezească. Să fie vitregit cu... și să aibă un venit mai mic. Da. Da, avem astfel de taşi. Însă, în cazul unei perso aceleași persoane care a sărit de 25 de ani de contributivitate, cam cum stau lucrurile? Sau ne puteți explica da, în, în mare, cuantumul minim, maxim posibil, când iese la pensie și are, să zicem, minim 25 uh, de ani? Cuantumul n-aș putea să, să stabilesc pentru că. Uh, Sigur că uh, intră sporul quantum, și, nu, dar... și de venitul pe care persoana l-a realizat, adică bă, totul se raportează la venitul persoanei respective, la ce salariu a, cu ce salariu a fost încadrat. Atunci nu putem să stabilim un cuantum minim sau unul maxim, fiecare dosar de pensie are particularitățile, are, are, are particularitățile lui, lui. Am avut în experiență la nivel de județ, așa să zicem, o persoană cu 25 de ani de contributivitate minim, maxim posibil. O, o pensie medie în momentul de față bă, la nivel de Giurgiu este de 3300. Avem și pensii de 1024 de lei bă, și duse la indemnizație socială, deci sunt de la, diferite, diferite, da. de, la, de la un caz la, la altul, v-am spus, am avut, am avut în urma cu 3-4 ani de zile, chiar o întâlnire cu un domn, scafandru, foarte nemulțumit în audiență. domnule. nu se poate, eu am fost șef de formație și am o pensie mai mică decât colegii mei, am terminat toți în același timp liceul, ne-am angajat toți la aceeași unitate și eu am o pensie cu aproape 300 de lei mai, mai mică. Am spus, domne, nu pot să, să analizez. Dosarul dumneavoastră, comparativ cu colegiului noastră, pensiile sunt confidențiale și chiar n-aș putea, dar dacă dumneavoastră insistați și vreți să verificăm împreună, cu colegii dumneavoastră, de față, putem să, să facem o întâlnire și să discutăm cu dosarele. Și am constatat că domnul respectiv s-a îmbolnăvit mai devreme. S-a pensionat pe caz de boală, deci nu a rămas în activitate vreo 6-7 ani de zile. A mai avut o perioadă în care nu s-a nu. Nu a mă avut scufundări și nu a lucrat și nu a beneficiat de grupă de muncă. Și de aici diferențele diferențe. între dumnealui și colegii dumnealui, chiar dacă dumnealui a fost șef de formație, dar uh, datele din, uh, din dosarul uh, dumnealor uh, erau diferite, clar. Și atunci, da. bineînțeles, și cuantumul pensii uh, diferă de la, de la un caz la altul. O altă întrebare pe care vreau să vă adresez e următoarea. Ce se întâmplă cu cei care se pensionează în intervalul acesta, de când vorbim noi, până la 1 septembrie? Li se face un calcul și vor primi decizia urmând ca în septembrie să le recalculeze veniturile. Cazurile noi, de la apariția legii până la momentul 1 septembrie, vor intra direct în baza aceasta de date pe care eu v-am prezentat-o mai devreme, în sensul că lucrăm la o bază de date, la o evaluare a dosarelor de pensii, deci vor intra automat. Ele sunt stabilite pe vechea lege, pe legea 263. 2010 și la momentul 1 septembrie, sau mă rog, în perioada asta, iunie-septembrie, vor fi recalculate și aceste dosare. Toate dosarele de pensii, m-am spus, la, până la momentul zero, când se spune stop joc, vor fi recalculate. Deci vor fi calculate pe legea veche și recalculate pe legea nouă. Toți vor primi decizii de pensie pe noua lege și punctajele automat după, după recalculare Aferente. Există o altă întrebare, evident. Există vreun avantaj pentru cel care ar urma, de exemplu, să se pensioneze, zic, iulie-august, să mai stea în activitate și să-și depună dosarul după 1 septembrie? Da, primesc foarte des această întrebare. Vin oamenii nedumeriți. Ce să fac? Să-mi depun dosarul pe vechea lege, să-mi depun dosarul pe indiferent de data la care o să depună dosarul, datele problemei sunt cam aceleași, în sensul că dacă își depun pe 263, le vom recalcula pe noua lege. Mulți au venit pe legea 263 în ideea în care prind acel indice de corecție. Avem un indice de corecție de câțiva ani de zile, unul foarte bun, 1.41, 41, care îi avantajează comparativ cu alte persoane care s-au pensionat în 2018, 2019, 2016, 2010, mă rog, 2011, pardon și vin cu rugămintea să își depună dosarul. Am spus, domnule, indiferent de situație, că îl depuneți în 2024, în februarie, martie, aprilie, mai, că îl depuneți în septembrie, datele problemei sunt cam aceleași Dumneavoastră ce aveți în dosar Tot pe aceleași date lucrăm În sensul că îl depunem pe vechea lege Îl recalculăm și o să aveți Mă rog, un nou punctaj pe noua lege În același timp, până în să același... se decizia Exact, exact Dar exact. acum, iar revin la formularea de dinainte cărcotașul de serviciu, da. nu pe mine Dacă ați formulat de genul Cam aceleași, care ar fi diferențele Totuși sunt, poate infime Dar nu în ce constau deci dacă nu, sunt totuși diferențe Nu, asta încercăm să vă explic toate dosarele vor fi recalculate, în sensul că sunt stabilite în 2023, în decembrie 2023, ele vor intra sub incidența noii legi și pe 360 vor fi recalculate. Deci vom primi punctajul. Deci nou. ca să ne înțeleagă cei care ne privesc, Da. după mijloacele respective de după calcul se va după de calcul. legea veche. Da. În același timp se vor aplica corecțiile S -clar, conform legii noi. în septembrie vor intra în plată cu noul punctaj și după recalculare. Da? Acum sunt și situații de genul în care cum spuneam mai devreme, poate bă, din calcul este un cuantum mai mic al pensiei, dar vor fi plafonați. Adică până nu vor depăși acel prag, da? Adică vă dau un exemplu, din calcul acum pe vechea lege, o să ne iasă o pensie de 1500 de lei. După recalculare o să ne iasă 1450 de lei. Vă dau un exemplu. Da. O să avem foarte puține cazuri de genul ăsta, dar o să avem și cazuri de genul ăsta. Da? Ei, după recalculare, domnul va rămâne cu 1.500 de lei pentru că așa a câștigat pe vechea lege, dar va fi plafonat în sensul că până nu se treacă de pragul, ei de nu va primi acele indexări anuale, de așa natură încât până nu se depășească Inclusiv pragul să de 1.500 de lei. coeficientul aferent inflației nu va primi Exact, acela. exact, exact. Deci până nu se depășească pragul din recalculare, o să stea pe loc cu penzia aceea de 1.500 de lei pe care a câștigat-o pe vechea lege, dar nu o să mai primească indexările până... Până nu nu depășește pragul din calcul. Câteva precizări ne-ați făcut nouă înainte de a începe emisiunea, și vreau să le reamintim și celor care ne urmăresc, vis-a-vis -vis de maniera la care al 13-lea salariu, acea primă, numită astfel, da. contribuie cumva la recalcularea pensiei la un care spor. <coughs> Da, această etapă este o a doua etapă, să zic așa, mica recalculare, să zic așa, după 1 septembrie. Acum avem recalcularea prin aplicarea acelor puncte de stabilitate până la 1 septembrie, da, pe datele din dosarul de pensie pe care le avem la momentul acesta. După intrarea în vigoare în totalitatea legii 360, de deci după 1 septembrie, avem 6 luni de zile în termen de recalculare pentru aceste adeverințe de acord global, bruturi și, mă rog, premii care nu au făcut parte din baza de calcul pe vechea lege, și care pot fi adăugate după 1 septembrie 2024. Această recalculare se va face la modul că unele persoane au deja adeverințele depuse de la depunerea dosarului de pensie. Da, și au fost motivate, nu au fost luate în calcul la vremea respectivă. Și pe acelea le vom lua automat și le vom analiza și le vom recalcula, dacă, mă rog, s-a făcut precizarea că s-a reținut și vira contribuția pentru pensie. Și o altă etapă pentru pensionarii care nu au depus aceste adeverințe și care trebuie să le întocmească pe un format de adeverință care este prevăzut în anexa din legea 360 a legea pensiilor unde trebuie să se fie menționat salariul tarifar de încadrare, defalcat fiecare spor în parte, spor cu caracter permanent sau nepermanent, <coughs> premii anuale, al 13-lea salariu, mă rog, și total venit brut realizat, cu mențiunea la fel că s-a reținut și virat contribuția la acel salariu brut, da, la acel venit brut. Dacă unitatea nu, din, calcul, din verificările pe care le efectuează nu a constatat că s-a reținut și virat contribuția și nu eliberează o adeverință de genul ăsta sau face mențiunea că nu s-a reținut și virat contribuția pentru al 13-a sau pentru prime, atunci acele venituri nu pot fi luate în calcul. Doar dacă s-a reținut și virat contribuția pentru pensii. Legislația, la momentul respectiv, nu obliga angajatorul să rețină și să vireze contribuția pentru aceste premii, pentru acele sporuri care nu aveau caracter permanent. Dar sunt și unități care au reținut și virat contribuția pentru aceste premii, pentru aceste sporuri, pentru aceste venituri suplimentare, pentru acordul global și fac dovadă că au reținut și virat contribuția și atunci suntem obligați de noua lege să le adăugăm la, la dosar și să le recalculăm. V-am spus clar, dacă s-a reținut și virat contribuția pentru aceste premii, le vom lua în calcul după 1 septembrie. V-am spus avem un termen de 6 luni de zile, să facem o nouă recalculare și să le adăugăm. Dacă sunt la dosar și sunt depuse înainte de apariția legii și au aceste mențiuni că s-a reținut și vira contribuția la pensie, din nou, repet, nu trebuie să mai vină oamenii să uh, mai aducă încă o dată adeverințele. Le vom lua în calcul. Dacă știu că au depus la vremea respectivă și mai au o copie acasă, o verifică, domne, am depus la vremea respectivă, aștept că o să mi se facă recalculare. Dacă nu le-a depus și nu le-au avut la momentul respectiv, să le obțină acum cu mențiunea că trebuie să fie precizat faptul că s-a reținut și fi la contribuția pentru pensie. Eu, încă o dată, parcă a fost o chestie pregătită, dar n-a fost aceea cu declararea mea în postură de cărcotaj de serviciu. Eu nu mă, nu mă îndoiesc de faptul că veți avea surprize oarecum neplăcute ca cetățeni care sunt pensionați să vină, domnule, dar eu am adeverința aia ca să-ți fac rost de aia, să o aduc și să nu mai știe omul de, dacă a depus-o sau nu. Avem, avem astfel de solicitări în fiecare zi. Avem câte 15-20 de persoane care vin cu solicitările de, de a le verifica. dosarul și vă dați seama că nu este ușor. Suntem în plin proces de evaluare. Dosarele sunt scoase din arhivă, sunt pe la operatori, se lucrează pe aceste dosare. Le oferim un termen, în 30 de zile, le răspundem scris sau, mă rog, la, la ghișeu dacă vor să vadă efectiv dosarul. Nu este ușor, dar ne confruntăm și cu astfel de probleme. Ați intuit foarte bine dumneavoastră acest lucru, că sunt oameni care nu mai știu dacă au sau nu aceste adeverințe la dosar. O altă manieră de a vă rezolva lucrurile pe această direcție îmi stârnește o nouă curiozitate și vin și vă întreb, dacă în urmă cu ani, tot modificându-se legislația, ați fost nevoie să luați dosarele la mână, să faceți recalculări, mi-aduc aminte că se și angaja personal suplimentar, chiar pe o perioadă determinată de timp, cum ați reușit acum să faceți calculele că da, atunci era o problemă cu personal. Și, a, și acum s-a procedat la fel. În anul 2021 s-a făcut o angajare la nivel național pentru 1000 de, de persoane, angajați contractual la nivelul județului Giurgiu noi am primit 10 operatori pe recalculare și doi oameni pentru arhivă pentru că este o muncă titanică, să spun așa. Și nu vă permite să greșiți ca Și acolo nu ne permitem să greșim. Un dosar trebuie pus în arhivă acolo unde trebuie, nu stați. Exact, exact. Munim aproximativ 63.000 de dosare, vă dați seama. și un dosar este un dosar activ, este un dosar viu. Oamenii în perioada asta au venit și au cel de recalculare, au mai lucrat au adăugat perioade pe care nu au adăugat în urmă cu ceva vreme. Deci lucrurile nu stau așa, le-am evaluat și stă acolo niștit în L-am în arhivă, îl ducem frumos la locul lui și nu. Peste două săptămâni după ce l-am evaluat, omul vine cu o adeverință că a mai lucrat un an de zile, 2022-2023 și atunci trebuie să îl recalculăm. Și dreptul omului să recalculăm, da? să-i mai adăugăm ceva punctași. Deci nu este o muncă ușoară, în sensul ăsta v-am spus, noi am primit peste personalul pe care noi îl avem în schema noastră de personal, încă 10 angajați plus 2 oameni la, la arhivă. Este o muncă titanică, v-am spus, pe lângă această evaluare și pregătirea pentru recalculare, avem și activitatea curentă. Vă dați că pentru noi activitatea noastră de bază este cea mai importantă, în sensul că vin oameni care nu au niciun venit și vor să -și stabilească un drept de pensie. Da? Și atunci trebuie să le dăm o atenție sporită în sensul ăsta. Adică să le emitem decizia, să le comunicăm la plată, pe lângă această evaluare și recalculare. Deci avem, avem un volum mare de, de, de lucru. Nu ascund uh, faptul că în perioada care a trecut am lucrat și 10, 11, 12 10 ore. Uh, dar nu ne plângem, suntem, știm ce avem de făcut, suntem profesioniști și sper că o să ducem la bun sfârșit și această etapă. Domnul președinte al Casei Naționale chiar spunea că este o etapă istorică pentru, pentru Casa Națională de Pensii Publice și cred că îi dau dreptate, așa este o astfel de, de acțiune, nu s-a mai făcut de la învințarea Casei de Pensii până în acest moment. Ați pomenit în cele spuse anterior de un anumit termen și anume că omul și-a făcut creat dosarul de pensie este chiar în plată de câțiva ani, dar mai lucrează. Da. Timpul minim pentru care poate obține o adeverință care se prezintă la noastră în sensul recalculării alea minimale înseamnă un an, da? deci dacă omul, Sau din an în an poate să aducă, numai mai devreme. Asta vreau nu, să poate, bă, poate să aducă și mai devreme. Nu, la, în momentul de față, bă, e actuală lege, pe legea 263, puteau să ducă și la 6 luni, și la trei luni recalculări. Dar nu era o recalculare semnificativă, în sensul că nu primeam o sumă foarte mare de bani. Și atunci, și atunci am convenit de așa an. natură, de obicei când au venit pentru o recalculare, le-am sugerat să vină de obicei la un an de zile, să facă o recalculare la după un an de zile. Dar sunt și persoane care, spre exemplu, au lucrat, au mai lucrat 3 luni sau 6 luni sau 7 luni și au încheiat da, contractul de muncă. Au da, au încetat, încetat activitatea și au venit pentru o Chiar dacă în urmă cu 4 luni de zile, în decembrie, spre exemplu, a depus o cerere de recalculare, în aprilie a încetat activitatea spune, domnule, am încetat activitatea și solicit recalcularea pentru perioada ianuarie-aprilie 2024 și suntem obligați să le recalculăm dreptul de pensie ce este de reținut, pentru că mulți au venit cu recalculări și în perioada asta, ideea în care, domne, o să avem mare recalculare din septembrie și poate ne ajută cu ceva. Perioadele adăugate după prima pensionare nu sunt luate în calcul la puncte de stabilitate. Deci vom acorda puncte de stabilitate numai pentru anii lucrați până la data pensionării. Da? Perioadele adăugate ulterior au primit punctaje și sunt plată cu acele punctaje, dar nu vor primi puncte de stabilitate. Vă dau un exemplu. M-am pensionat în 2015-2018. Și după 2018 am mai lucrat până în 2024. Pentru perioada 2018-2024 primesc un punctaj pentru contribuția pe care am făcut-o la pensie, dar nu primesc puncte de stabilitate. Puncte de stabilitate primesc de la până la momentul 2018 când m-am pensionat prima dată. Sunt într-o confuzie și poate mă lămuriți dumneavoastră. Punctele de stabilitate oarecum am înțeles, dar dacă am citit eu așa în mare lege, așa am înțeles bine, era și o anumită cuantificare care se făcea în procent de 0,25% parcă dintr-un punct de pensie. 0,25% incidența... pentru, 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 perioade de la 25 de ani. Deci am 25 de ani vechime, primesc 0,25%. Dacă am 30, primesc 0,75% și mă rog, peste 33 35 de ani, primesc un punct. Da? Pentru fiecare an, da, lucrat. Peste După, perioade, peste deci termenii. Peste, da, 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 exact. Da, este o, o precizare bună, pentru că, așa mai știu omul. Da, celălalt da. Avem, avem fel de fel de calcule. Vin oamenii cu calcule la ghișeu să le omologăm noi acele calcule. N-aș putea să omologhez nimănui niciun calcul. N-aș vrea să intrăm în... Da. Este o formulă bă, dispusă și aprobată de Casa Națională de Pensii Publice și n-aș vrea să, să intrăm acum să spun domnule ați făcut calculul sau nu să verificăm acele calcule făcute de oameni și fac calcule diverse, calcule au văzut la televizor și fac un calcul. Uh, E, trebuie să ținem cont neapărat, pentru că în mare parte își au din lor acasă nu au separate perioadele punctajele pentru perioadele contributive și pentru perioadele necontributive. Da? Adică trebuie să ținem cont. Vă dau un exemplu. Persoana care are un număr de, eu știu, 30 de ani de activitate, lucrați, și mai are și 5 ani de zile de pensie de invaliditate. Ei, ori pentru perioada aia de pensie de invaliditate nu primește puncte de stabilitate. Și atunci, dacă ții în calcul punctajul pentru toată perioada de 35 de ani, 30, contributivitate plus 5 ani de perioada de invaliditate, lucrurile sunt uh, puțin denaturate, în sensul că punctajul nu este acela corect și nu poți să pleci de acolo de la punctajul pe care îl ai. Dau un exemplu. Am 30 de puncte pentru toată perioada asta de 35 de ani, dar trebuie să dau jos punctajul pentru perioada de invaliditate și să plec cu un calcul de la perioada cât am fost în activitate și am contribuit la pensii. Și atunci, calculele dumnealor uneori nu sunt unele bă, foarte, foarte corecte, și nu, de obicei nu ne-am ne băgat să facem niște calcule de mână, de, la creion, în sensul că avem o aplicație informatică, omologată, aprobată de, de, printr-un ordin de ministru, și nu venim cu, cu creionul și cu, da, cu calculatorul să facem de mână aceste calcule. Vă spuneam că am spicuit, ca să zic așa, folosind mă un termen. Nu tocmai pe direcție, din prevederile legislative noi, și am înțeles așa. Puncte de stabilitate nu sunt constituite de perioadele de șomaj, de stagiu militar. Perioadele asimil... Fără perioadele asemilare. Nu da, constituie spun... în vechime dar nu. Înco... În exact, exact. Numai pentru perioade contributive, perioade în care am fost în activitate. Da, deci, armata nu intră în perioada de facultate. Ai primit un punctaj pentru acea perioadă, dar nu intră la puncte de stabilitate. Deci noi asta și făcut în perioada asta de evaluare, am venit și am separat puțin perioadele contributive de perioadele contributive. Când am migrat dosarele pentru recalculare, pentru evaluare și recalculare, automat s-au făcut și separarea punctajelor pentru aceste perioade, domnule, în perioada vă dau un exemplu. Am lucrat în 1980 până în 1983, în 1983 am plecat la facultate și am stat până în 1988, 83 88, atunci nu pentru perioada asta nu dau un separat punctajul pentru această perioadă și nu intră în calcul pentru punctele de stabilitate armată, facultate, perioade de invaliditate sunt perioade asimilate și nu intră în calcul. Deci, indiferent cum s-a făcut stagiu militar, lucrurile stau la fel și... Primim am un punctaj, primim un punctaj nu nu spune nimeni că o să dăm jos acele punctaje. Nu, punctajele rămân dar am nu intră în calcul pentru punctele stabilite. Generația mea care am făcut armata s-a da. împărțit în două, ca să zic așa. Unii care au apucat să se angajeze și au prins fie și două zile sau cinci zile o de... O lună de... sau două, da. Așa. Da? și alții care nu s-au angajat. Da. Ulterior, eu mi-aduc aminte de un caz în care au, i s-a solicitat să aducă uh, livretul militar pentru ca să-i se adauge în cartea de muncă perioada respectivă. Numai că în acest caz nu, individul nu fusese angajat înainte de armată. A terminat a la facultate, n-a au plecat în armată deja cu livretul militar. Da, există o diferență, iertați-mă, între cei care nu s-au angajat înainte nu. de armată. Nu. Și cei care au fost angajați și au fost pe urmă să satisfacă nu, 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 nu. e același lucru, e același puncte lucru... de necontributivitate. Da, 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 da. Da, ca să lămurim lucrurile că da, da. vor fi probabil no, dacă în afara da de... în afara da. calității mele de cărcotaș de serviciu, vor fi și alții. Stai bă că ăla nu s-a angajat, dar eu m-am angajat. De ce nu-mi no, dai că? Nu are eu... nicio legătură, sunt uh, da. situații. De se constituie în ambele cazuri, exact. nu însă puncte de da, contributivitate. da, da, da. de stabilitate. Vom vedea cum va fi și cu acest 1 septembrie. Da, ne-ați confirmat faptul că cine mai stă, de exemplu, poate să pensioneze legal la 65 de ani în iulie, august, așa. Da, Dacă nu. mai stă, nu știu cât de mult câștigă. Vă nu. degrevează puțin pe dumneavoastră că da. vă luați dosarul în calcul ne odată cu 1 septembrie da, și esti, sunt mai puține și nu munceți de două ori. Da, așa este. Dar... Lucrurile mare sunt, diferență nu va fi nu, 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 probabil, formula de calcul două. este aceea și pentru cei care se am spus pentru cei care au un număr mare de ani de activitate clar datele sunt, sunt foarte foarte clare sunt situații în care v-am spus nu avem nu avem ani de vechime avem un, an, un stagiu eu știu minim da până în 25 de ani iar și acolo sunt lucrurile destul de, de clare în sensul că nu au puncte de stabilitate până în 25 de ani Cred că primele decizii de pensii pe care le vom emite sunt pentru cei care au o vechimă mai mică de 25 de ani. Deci, în luna iunie, cu siguranță, primele decizii astea vor fi. Le vom verifica, vom scoate dosarele și vom verifica decizia cu ce avem noi în dosarul fizic și, cu siguranță, vor fi expediate. Deci, prima tranșă de decizii acestea vor fi pentru că, din start, nu avem puncte de stabilitate, nu avem ce să verificăm foarte, foarte, foarte mult verificăm doar că dacă stagiul corespunde cu ceea ce avem în decizie, cuantul pensiei și le vom expedia. Ulterior vor intra cele care deja intră pe puncte de stabilitate cu o vechime mai mare de 25 de ani, până la 35, poate 40-50 de ani. Da? Dar Ceea ce e de reținut, și bă, pentru că sunt foarte mulți oameni care sunt speriați de această recalculare, de ce se întâmplă, la să scadă pensia. La... Nu, asta, asta trebuie să reținem toți: că nu nu se le scadă pensia sub nicio formă, că pot opta în continuare să rămână pensionar sau poate pe viitor să uh, uh, meargă către acea indemnizație socială. Da? Vom vedea exact ce, ce ne vă oferă viitor. Da, esențial e că nu scade, și că rămâne exact în plata aia mai mare. Exact, exact. Domnule director, aș vrea, în încheierea acestei, acestui subiect abordat, să reamintim celor care ne urmăresc câteva din importantele adeverințe care pot veni să completeze dosarul, fie că și le-au depus, să nu mai le caute atunci, sau că urmează să vi le aducă. Ce adeverințe sunt utile în sensul recalculării? Asta zic eu pentru că dacă le aduc etapizat, vă ușurează munca până în 1 septembrie. Discutăm de cazuri noi sau discutăm de dosare deja aflate în plată? Și... Păi, în primul rând, pentru cei aflați în plată, ca să nu mai... Pentru cei aflați schimb. în plată, cu siguranță... Iertați-mă, că unul care vrea să pensioneze vine întâi la noastră și și-a o listă de toate da, care trebuie da, să le aducă. sunt, da. În momentul de față, pentru cei care se vor pensiona până la 1 septembrie, clar că va trebui să ne prezinte carnetul de muncă și adeverințe cu sporile cu caracter permanent, plus o... Perioadele lucrate. Perioade, da, perioade lucrate în, și, am spus, sporul caracter permanent, aici vorbim de bă, spor de vechime, eu știu, ore de noapte sau și cea mai mare. Nu este nevoie numai de contractul de muncă, ci și de adeverința care atestă perioada de lucru în respectiva firmă. Până la 1-4-2001 ne interesează acest lucru, da, adeverințe cu sporul caracter permanent ne interesează până la 1-4-2001. După 1-4-2001, de când s-a constituit o bază națională de evidență e informatizată de evidența asigurațiilor din Sistemul Public de Pensii cu contribuțiile pentru această zonă. La acel moment, la 1-4-2001, noi avem bază de date la nivel național. Fiecare lucrat la Giurgiu, la Iași, la București sau la Timișoara. Avem acces la această bază de date și putem să culegem aceste informații în format electronic și nu trebuie să mai prezint o adevenință în acest sens. Îi interesează adevenințe până la 1-4-2001. A cu sporul caracter permanent, mă rog, ulterior după 1 septembrie și a devenințe cu sporul care nu au avut caracter permanent și pe care l am enumerat mai devreme, al 13 la salariu prime, da? acord global și, mă rog, alte, alte beneficii de genul ăsta care nu au făcut parte din baza de calcul în legislația de la acel moment și pentru care s-a reținut și virat contribuția la, la, pensie, atunci trebuie să prezint o adeverință în sensul ăsta, să le putem lua după 1 septembrie pentru, da, și pentru cazurile noi și pentru cazurile vechi, situația este aceeași, să zic. Da, pentru cazurile noi, dacă le au, să le depună odată cu dosarul. Pentru cazurile mai vechi, în care sunt în plată, să, spre completarea să vină cu... cu, cu da, da putem să le depunem acum pentru stocare sau după 1 septembrie. Nu este o urgență pentru că vin foarte, foarte uh, agitați oamenii în sensul că poate nu mai au copii după acele carnete de muncă acasă, și vin să le dăm la urgență carnetul de muncă, pentru că au discutat la unitate și au nevoie de o copie după cartea de muncă. Și le spun, da, pentru ce vreți așa de repede? Și deci, Domnul mi-a programat peste două săptămâni să ridic carnetul de muncă. Da, zic, noi suntem în prim proces de, de evaluare a dosarului de pensie. Dosarul este pe circuit, pe aici, pe undeva, pe la operator. Adică trebuie să-l scoatem de la acel operator să scoatem carnetul de muncă. Și nu e chiar așa o muncă simplă. de asta dăm un termen de două săptămâni ca să putem să scoatem și noi dosarul pentru eliberarea copiii după de muncă. Păi dar da, trebuie să, neapărat să-mi să, să scot o adeverință de la angajator. Și le explicăm. Pentru ce? Pentru recalculare? Da. Nu este o urgență, pentru că avem timp Până la 1 septembrie să obținem această adeverință și putem să o depunem și după 1 septembrie, chiar dacă nu depuneți. Oricum, până la 1 septembrie noi le primim fără nicio problemă și le și explicăm că le păstrăm le, în momentul de față pentru recalcularea din septembrie. Nu le vom lua în calcul la momentul ăsta, deci nu putem să le luăm în calcul la momentul ăsta, până la 1 septembrie. Adică nu este o, o grabă așa de, de, de mare încât să urgentăm și să facem un efort supranatural, nici noi, nici dumnealor, da? să-l obținem până la 1 iunie, pentru că oricum vor fi luate în calcul după 1 septembrie. Domnule director, o ultimă întrebare pe această direcție, pentru că spuneam că vreau să abordăm și alte uh, tematici, uh, pe scurt, vis-a-vis -vis de activitatea dumneavoastră. Uh, dacă în această perioadă uh, Vă confruntați așa cum ziceam cu fel de fel de cazuri, vine omul, cere, cum a zis, carte de muncă. Care sunt prioritățile? Pentru că e greu, domne, vrei omul să aducă ceva, dar în calculul pe care îl faceți noastră sunt priorități, pentru oricum îi luați dosarul la mână atunci când îi vine rândul. Sunt totuși urgențe, ca să înțeleagă bine omul, să nu vă mai bată la cap la ghișeu. Probleme deosebite care vă sunt utile în calcul, în afară de ce are acolo, acestea devenite, a zis în, că nu. În momentul de față, nu. În acest, la acest moment, nu. Nu trebuie, v-am spus, și bă, partea de recalculare. Vin pentru cele trei luni, un an de zile lucrate. Deci la momentul ăsta, bă, și dacă le depun, și dacă nu le depun, tot nu le, deci le vom lua în calcul oricum după, da, după 1 septembrie acelea de Deci nu este o urgență să alergăm, să facem ceva supranatural, să plătim sume exorbitante, pentru că înțeleg că unii se adresează depozitelor de arhivă private, care le percep niște taxe, niște taxe de urgență. Unii au plătit și taxe de urgență, câteva sute de lei, 300, 400 de lei. Am auzit, domnule, dar de ce v-ați grăbit așa de tare? Păi vrem să depunem documentele pentru recalculare, dar avem timp până la 1 septembrie. Deci ar a trebuit să plătiți această taxă de urgență dacă avem timp? Suntem în aprilie, mai, până în septembrie mai avem o. Știți o de ce v-am întrebat? Timp. Pentru că omul zice, domnule, dacă am depășit aia, ne în care e cuantumul, ce sumă se da. să adaugă. Da. Dar de ce se pierde eu sumă aia? Că el primește până la urmă o nouă decizie, o informație. Cu siguranță. Deci, până, și, la deci momentul, oricum nu intră în plată până nu-i vine noua. La decizie. 1 septembrie vom primi deciziile cu punctele de stabilitate, cu datele din dosarul pe care îl avem la momentul acesta și cu perioade, m-am spus strict, pentru perioade până la data pensionării, deci nu pentru perioade după data pensionării. Deci, dacă venim acum cu o recalculare, două, trei, pentru perioade după data pensionării. Oricum, acele date nu intră în, în calcul pentru recalcularea de la 1 septembrie. Iar pentru uh, sporul care nu a avut caracter permanent, vom intra într-o a doua etapă de recalculare după 1 septembrie pe un, uh, o perioadă de timp de 6 luni. Deci, între 1 septembrie 6 luni avem 6 luni de zile termen de recalculare pentru aceste adevenințe cu sporul care nu a avut caracter permanent. Deci. Avem timp, avem suficient timp pentru da, da, pentru depunerea acestor adeverințe și acestor... V-am obligat puțin să repetați lucrul acesta da. indirect, dar e mai bine pentru că cei care ne-au urmărit de la o anumită desfășurare da. a emisiunii au revenit și pe tematica aceasta, s-au lămurit. Și în speranța că, stimați privitori, am lămurit măcar o parte din problemele noastre care vă apasă, îmi permit să trec, cum spuneam, la o nouă etapă a emisiunii. Stimate domnule director, nu e niciun mare secret sau nicio problemă deosebită pentru dumneavoastră să ne vorbiți de modul la care se mai atribuie de către Casa Județeană de Pensii Giurgiu biletele de tratament pentru cei care pot beneficia de o astfel de știu eu de măsură. Da, și anul acesta oferim bilete de tratament atât pensionarii sistemului public de pensii, cât și asiguraților din sistemul public de pensii, pentru că noi, prin casa de, de pensii, noi nu ne ocupăm numai de pensii, ne ocupăm și de evidența asiguraților din sistemul public de pensii, adică celor care lucrează în sistemul Mă rog, au un contract de muncă în sistemul public de pensii, nu lucrează în EIMEA, APN sau în alte structuri, și le putem oferi bilete de tratament și, și dumnealor. Până la, la acest moment, la nivelul Casei Județene de Pensii, George, au fost înregistrate un număr de 1284 de, de cereri. Pentru ultima serie au fost repatizate 71 de, de bilete și au fost valorificate doar 40 de bilete, în procent de 56,33%. Este adevărat că suntem uh, și în perioada aceasta a sărbătorilor pascale, și oamenii nu sunt uh, uh, interesați neapărat de, de tratament și se gândesc mai mult la sărbătorile pascale. Ne așteptăm la o, și cu siguranță, o mare parte, uh, un număr mare de cereri uh, sunt uh, adresate pentru perioada iunie-septembrie, început de septembrie. Uh, nu reușim în acea perioadă să uh, mulțumim pe toată lumea, dar. Uh, nici nu reușim să valorificăm toate biletele repartizate pentru anul în curs. Așa că mă adresez pe această cale pensionarilor și asiguraților sistemului de pensii cu rugămintea să opteze pentru toată perioada de, de alocare a biletelor. Și ne-am început anul acesta chiar foarte devreme, la începutul lunii martie, cu prima serie. Și avem până undeva la începutul lunii decembrie. Avem serii și tratament se poate face în condiții foarte bune în toată perioada anului Dacă avem, avem adevărate probleme de sănătate Și nu ne ducem pentru turism. Dacă vor să opteze pentru turism în perioada iunie August, atunci numărul biletelor este limitat Pentru că este și o perioadă încărcată în sensul că În această perioadă este și vacanța Copiilor și Majoritatea angajaților au concedii de odihnă și au obținut, mă rog, vouchere de, de vacanță și vor să le folosească, iar hotelierii nu reușesc să ne pună la dispoziție un număr foarte mare de locuri, așa fel încât să putem să-i mulțumim pe toți. Și atunci vin cu rugămintea să mergem pe o perioadă mai lungă. Adică, spre exemplu, nu mă plasez din aprilie până în octombrie sau până în noiembrie, dacă sunt pensionar și vreau neapărat să fac tratament. Și poate că am mai fost și acum 2 ani de zile la tratament, să pun o perioadă mai lungă și cu siguranță vom reuși să mulțumim pe toată lumea. Dacă există înțelegere de, de ambele părți. Vin acum cu o nouă întrebare către dumneavoastră și zic așa, pentru cei care într-adevăr vizează tratamentul, care sunt stațiunile și mă rog, bolile care îi fac să solicite stațiunile În mai mare, frecvent, mare mai parte, frecvent. da, bă, avem tratament pe zona de cardiovascular și aici avem contracte încheiate cu stațiuni, de exemplu, Buzia și Covasna, Vatra Dornei. Tratament reumatismal și discutăm aici de zona de bă, litoral de kirghioleforie în Nord, Mangalia. Saturn. Bineînțeles că tratament reumatismal se poate face și în alte stațiuni, spre exemplu Olănești, că ciulata, Căciulata, Sărata Monteoru, Lacul Sărat. Pe zona de, de aparat genital și urogenital, zona Olănești cu, bazinele, cu izvoarele de apă termală, știți foarte bine că au și fac foarte, foarte multe proceduri în zona respectivă. Sunt cereri. Avem o ofertă destul de vastă pe zona de hoteluri. Acum rămâne doar să m am spus să există înțelegere de ambele părți și să nu ne poziționăm doar pentru... O, vin de obicei cu o cerere de la modul vreau în perioada 15 iulie, 1 august. Și atunci nu reușim întotdeauna în acea perioadă să, să le oferim un bilet. Dacă avem o perioadă mai lungă, cu siguranță reușim să să-i mulțumim pe toți. Deci, pentru cei care vizează turismul, casa de pensie o variantă, mai sunt și altele. Cu siguranță, da. Domnule director, pe ultimele clipe ale emisiunii nu am altceva a vă solicitat decât dacă doriți să faceți câteva urări cu ocazia sărbătorilor pascale celor care ne urmăresc. Cu siguranță vreau să le, să le urez sărbători cu bine, să aibă un, un paște liniștit cu cei dragi alături de, de dumnealor. Întreaga familie, sănătoși, voioși și de ce nu mai buni, să fim mai buni Vă mulțumesc eu în numele celor care au primit mesajul Vă mulțumesc și pentru faptul că ați participat la această ediție Găzduită de Cârcotașul Șef, cum ziceam Toate bune și cele și dumneavoastră cu ocazia sărbătorilor pascale mulțumesc. Îmi exprim convingerea că de câte ori vom avea nevoie de prezența noastră Veți răspunde fie aci în studio, fie la noastră la sediu. Cu siguranță. Pentru cu informarea siguranță. celor care ne urmăresc. Mulțumim încă o dată și sărbători cu bine. Sărbători cu bine. Stimați privitori, cred că am mai lămurit o bucată de probleme, să zic așa, din cele care stau în fața seniorilor noștri și închei cu formula bine cunoscută, urmăriți Ali TV și atelierul de conversații pentru că nu aveți nimic de pierdut. Până la o nouă întâlnire, primiți și urările mele de sărbători cu sănătate și uh, viață îndelungată. La revedere, vă spun, până la o nouă întâlnire.